Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, pomenit mâine de Biserica Ortodoxă Română, este cinstit în aceste zile în mod deosebit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Evenimentele dedicate hramului Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou au început în această dimineață cu scoaterea în procesiune a raclei în care sunt păstrate moaștele Sfântului Mare Mucenic și așezarea acesteia pentru închinarea pelerinilor într-un baldachin special pregătit și împodobit în curtea așezământului monahal. După oficierea slujbei acatistului de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, racla cu sfintele moaște a fost scoasă în procesiune în jurul mănăstirii și așezată în locul special amenajat. În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu de preoți slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale. La finalul procesiunii, preasfinția sa a vorbit despre minunea săvârșită de Sfântul Ioan cel Nou în ziua de 2 iunie 1622. Într-o zi de 2 iunie din 1622, cetatea Sucevei a fost apărată de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, fiind atunci pericolul mare din partea tătarilor. Oamenii aveau alt gând, doreau ei să-l păzească, să-l ocrotească pe Sfântul Ioan cel Nou. Doreau ei să-l ocrotească pe Sfânt, doreau să-l închidă, să-l ocrotească, să-l păzească, să-l ferece, să-l pună deoparte pe Sfânt, intenționând atunci boierii vremii și slujitorii vremii să așeze moaștele Sfântului Ioan cel Nou în cetatea Sucevei. Sfântul a arătat că el dorește altfel, dorește altceva, nu el să fie păzit, ci el să păzească, nu el să fie adăpostit, ci el să-i ocrotească pe toți. Și atunci a trimis o ploaie torențială și tătarii n-au reușit să ajungă în cetatea Sucevei. Ca atare că va fi în aceste două zile vreme bună sau că va fi ploaie, ca altă dată într-o zi de 2 iunie, să înțelegem că orice semn din afară ar fi din acesta meteorologic, Sfântul Ioan cel Nou ocrotește pe mai departe mănăstirea sa, eparhia sa, orașul său, întregul județ și pe toți aceia care de aici ori mai departe vor dori să vină, să se închine și să-i ceară încă o dată și încă o dată ajutorul. Mâine, în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de un sobor de 4 ierarhi ai bisericii noastre.